Acum o să citesc niște versuri dintr-un alt important poet de azi, Emil Brumaru, și care de asemenea, ca și Ion Mureșan, vizitează ceva din, vizitează o arie din Eminescu. Dar Brumaru nu merge pe această întâlnire cu epigonii și cu structura de epigon a oricărui personaj caricatural devenit ca în modernitate o fantoșă verbală a unui conținut vidat, ci Emil Brumaru, în acord cu propriile disponibilități, în acord cu propria structură interioară, ca orice poet, merge și revizitează și reactualizează minunata erotică eminesciană. Dacă în epigonii aveam o etică eminesciană, în poezii precum Lacul, Dorința și altele pe care le cunoașteți foarte bine, avem o minunată, feerică, erotică eminesciană. Să vedem cum scrie Brumaru în volumul Rezervația de Îngeri, aici o antologie în care s-au cuprins câteva din textele din acest volum. Și nu am nicio ezitare să spun că aici Brumaru este la un vârf al lirismului său și că această poezie poate fi considerată o capodoperă. Ne țineam de mână, mergeam prin locuri atât de ciudate, tu spuneai că e în rai, eu spuneam că raiul e mult mai departe. Acum e doar câmpul și în zori, verzui și subțiri, ierburi înalte, râzând le certai uneori și blând până la sâni să nu-ți salte. Poezia ne introduce într-un anumit ritm, într-o legănare, într-un balans non-realist al reprezentării poetice. Intrăm, așa ca într-un menuet, intrăm în vraja eroticii lui Brumaru. Și numai lin, palma în primei, se-i mângâie fără sfială, mergeam și mergeam, tu erai alături de mine goală, căci orice veșmânt e un păcat, greoi când iubești și o rușine, și îngeri cu nimbul lor lat, tăcuți, te înveleau în lumine, să fim mai aproape de cer, treceam prin păduri cu izvoare, Eminescu în toată puterea imaginarului său vegetal, prin vechi văgăuni cu mister, din tufe rupeai câte o floare, sau câte o ciupercă învenin umflată și având pălărie de fetru și apoi cu suspin voiai să-mi o dărui chiar mie, căci dulcea o travă îmi plăcea, s-o iau fiind alături de tine, și atunci, oh, atunci de-abia simțeai că ți este rușine. De mâini ne țineam și mergeam prin locuri atât de ciudate, tu spuneai că e în rai, eu spuneam că raiul e mult mai departe. Deci, atât un poet aflat ca formulă, la antipodul poeziei lui Eminescu, pentru că Eminescu, cum s-a spus, este un poet al departelui, al marilor categorii cosmogonice, al viziunilor urieșești asupra realității, viziuni macroscopice, în timp ce Brumaru, deci Nichita Stănescu este mult mai apropiat de Eminescu ca structură, în timp ce Emil Brumaru este un poet al măruntului, al microcosmosului, al hiperrealismului poetic, care îți urmărește o cană sau o legătură de mărar și îți face să ruleze ca personaje vietăți foarte mărunte. Și iată că totuși acest poet, Emil Brumaru, a simțit nevoia să reviziteze creativ opera lui Eminescu, poezia eminesciană, și să se întâlnească, măcar într-un punct, cu viziunea marelui său precursor. Cu aceeași conștiință de epigon, pe care orice succesor cu conștiință poetică și culturală și-o recunoaște. Ca să fac o paranteză, pentru că de multe ori tinerii, fie poeți, prozatori sau critici literari, au fost acuzați și acuzați uneori pe merit că nu au această conștiință a continuității, nu au conștiința faptului că ei intră într-o serie, ei intră într-o linie, într-o evoluție. Și că de multe ori ei marchează o involuție. Adică ideea că
fiecare poet care apare azi sau fiecare tânăr prozator nu trebuie să citească nimic din ceea ce s-a scris înaintea lui în poezie sau în proză. Sau ideea și mai absurdă, că eu fiind un critic literar tânăr, nu trebuie să citesc ceea ce au scris Nicolae Manolescu, Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu și toți criticii importanți ai acestei culturi, este o idee de mare naivitate culturală și care te duce foarte rapid în hârtoapele culturii. Iată că poeții lucizi, dimpotrivă, știu foarte bine că oricât de diferiți ar fi ei, în forul lor interior și în gândirea lor poetică de înaintași, precum Eminescu, ei sunt obligați de propria lor artă și de propria lor gândire să viziteze și nu ca pe un lăcaș sfânt, ci ca pe un loc care pulsează viu să reviziteze poeziile lui Eminescu. Ultimul exemplu pe care îl dau este din Mircea Cărtărescu, din Levantul, în care protagonistul, cum bine știți, acolo autorul este tot una cu naratorul și cu protagonistul, este un poem epic și cu multe elemente parodice și se face un fel de istorie în versuri a poeziei românești. Și primul reper în această istorie este primul din cei șapte corifei și cel mai tiner, cel mai nobil din amanții muzelor și zânei vineri. Vedeți parodierea graiului muntenesc cu dă, pă, dân, pân. Oh, grește-ne statuă cu ochi negri și cu minți, prinse viața al poeziei și al nopței dulce prinț. Urmează ghilimele. De ce din umbra mea ai fugit? De ce n-auzi chemare? În crângul vechi și liniștit să vii o clipă barem? Și lina lapei scânteiat să zunece pe ploapeți? În tristul somnului regat, intrarea să o capeți. Tu ploapa ta o închide blând, sub crângele în murmure, să auzi doar stele lunecând pe vârfuri de pădure. Și feței tale întoarse în vis, o zână să-i răsaie, sub văli echipul ei închis și pletele bălaie. Avem aici un Eminescu curat, care nu este scris de Eminescu, este scris de Cărtărescu. Avem o, și nu este o parodie, pentru că nu e nimic ironic aici. Este o intertextualitate 100% și este un omagiu extraordinar pe care un poet îl aduce unui înaintaș al său. Ultima strofă în stilul lui Eminescu. Să zac sub apele pustii, închis pe veci în raclă, vegheat de o stea ce-o răsări pe boltă ca o faclă. Apoi un rând alb. Fabulosul înger tace și devine piatră iarăși. Să-l lăsăm închis în visui preal codrilor tovarăși și pășește mai departe până aceste galerii. Călătoria din Levantul continuă cu vizitarea altor repere din istoria poeziei românești, dar iată că această istorie și această istoricitate a poeziei românești este marcată, cum spuneam la început, este deschisă, este făcută posibilă de către, prin poezia lui Eminescu. Este reperul, cum spun francezii, inconturnabil, de la care trebuie să pornim, și nu ca obligație didactică, ci din necesitatea articulării noastre poetice, culturale și istorice. După ce am citit aceste versuri scrise și publicate după 1990 și în care vedem cât de actual este Eminescu, nu numai prin temele lui sau prin problematica pe care a desfășurat-o, ci prin imaginarul său poetic, prin acea mașinărie ciudată pe care a reușit-o el să exprime în același timp foarte bine epoca sa, în timp ce Caragiale a exprimat-o ironic și parodic, satiric, Eminescu a exprimat-o tranzitiv, serios, extrem de serios, ca tot ce a făcut el, la scara de 1:1. Deci a fost un om al vremii sale, cum spunea și Noica, în cel mai deplin sens al cuvântului.
Și în același timp el, fiind un om al epocii sale și exprimând epoca sa la scara de 1 pe 1 și în procent de 100%, el este și un poet al epocii noastre. Este un poet al epocii de după 1990. Așa cum era și un poet al epocii antebelice, dinaintea primului război mondial. Așa cum era un poet și al epocii interbelice, vizitat, revizitat de poeți precum Arghezi, Bacovia, Blaga, Barbu și așa mai departe. Așa cum a fost un poet al epocii, inclusiv al epocii realismului socialist, până și politrucii școliți la Moscova și care făceau ordine în cultura română, nu l-au putut elimina cu totul din cadru pe Eminescu. Nu au putut să facă cu el ce au făcut o bună bucată de vreme cu Maiorescu, cu Lovinescu și cu alte figuri importante. Dacă vă amintiți, cei mai vârstnici și dacă ați citit cei mai tineri, inclusiv în anii 50, Eminescu era editat și reeditat și în manuale apăreau fragmente din Împărașii proletari, firește cu discursul proletarului și făcând abstracție de toată filozofia și de toată semantica extraordinarului poem, se reținea numai lupta proletarilor. Deci până și în acea fază acută a propagandei de partid și de stat, în România anilor 50, Eminescu nu putea fi eliminat din discuție și Eminescu era vizitat în felul acesta marcat ideologic de către decidenții epocii respective.